Ați cunoscut marea majoritate a echipei și ați văzut câți oameni sunt implicați în acest concurs internațional în care viitorii proiectanți ai țării se bat efectiv într-un concurs de machete care sunt testate la SEISM cu universități din întreaga lume și vor reprezenta România la această competiție. Și hai să vedem un pic cum puteți să deveniți și voi parte în acest proiect, pentru că au nevoie de susținerea voastră. Mădălin, noi când ne-am cunoscut, îmi povesteai că aveți nevoie de un buget destul de mare. Da, aproximativ 60.000 de euro. Bani care înseamnă deplasările voastre, cazarea voastră, mâncarea voastră acolo, că trebuie să mâncați și acolo. Și alte cheltuieli operaționale cu scule, cu ce mai aveți de făcut aici. Da. Și multe taxe, din păcate. Taxe? Ce taxe aveți de plătit? Taxe de participare, taxe pentru viză, transportul intern. Bani pe care, cu care trebuie să veniți practic din buzunarele voastre. Da. Atunci voi puteți contribui în a-i trimite pe acești studenți în luna iunie? Da, iunie 27. 27 iunie în America, în Statele Unite ale Americii. Și le puteți cumpăra o bucățică din biletul de avion sau o pernă de la hotel sau de la cazare, pentru că puteți să contribuiți cu cât puteți, cu cât vă ține buzunarul, cu cât vă ține mâna în a-i ajuta să ajungă acolo și să strângă acești 55.000 de euro, care sunt bani critici pentru a ajunge acolo. Câți bani aveți astăzi strânși? Aproximativ 15.000 de euro. Aveți cu totul? Da. Deci mai aveți nevoie efectiv de încă 45.000 de euro în 3 luni. Sunt o droaie de bani de strâns. Sper că ți este util acest material video foarte scurt, ce este extras din materialul video lung postat pe platforma principală de YouTube, Marius Șofete. Dacă ți-a plăcut acest material video, dă-l mai departe către prietenii tăi pentru a-și putea lua și ei doza zilnică de sfatul lui Șofete în construcții, pentru a putea construi mai bine.